Bună ziua! Suntem în fața unui joc important pentru noi, chiar dacă jucăm cu echipă de Liga a doua, chiar dacă în altă competiție. Din păcate, pentru mine și pentru echipă, este al șaselea joc, va fi al șaselea joc de când suntem împreună și tot în deplasare sau pe teren neutru. Va fi al patrulea joc în deplasare și două pe care le-am disputat la media și pe teren neutru. Și va mai fi încă un joc de campionat, cel de la Botoșani, tot în deplasare. Deci, după 7 jocuri oficiale, probabil o să jucăm și în fața propriilor suporteri. Știu că și suporterii noștri așteaptă cu nerăbdare să jucăm aici, să revenim pe Cluj Arena și noi ne dorim foarte, foarte tare și sper să le facem încă 2 bucurii în aceste deplasări pe care le avem. Aici mă refer la calificarea în Cupa României pe care ne-o dorim. Sper să și jucăm foarte bine, să facem un joc bun mâine la Chiajna, să reușim să mergem mai departe, iar luni să reușim să facem un joc bun și să câștigăm la Botoșani. Bună ziua! Cum a spus și mister, ne așteaptă două meciuri dificile. Jucăm în deplasare. Sper să facem treaba cât mai bine. Să ascultăm ce spune mister și staff-ul. Și să mergem mai departe prima dată pentru cupă. Și după aia, după meciul de mâine, începe pregătire pentru meciul cu Botoșani, tot în deplasare, tot o deplasare foarte foarte, foarte grea. Dar eu zic că suntem pregătiți. Au fost 2 săptămâni pe antrenamente bune și sper să mergem mai departe pentru cupă și să obținem cele 3 puncte cu Botoșani. Oraș frumos. Pentru mine nu e ceva nou. Am schimbat multe orașe în cariera mea până acum, familie cu mine, deci pentru mine nu e nimic dificil. Băieții m-au primit foarte bine, mă simt foarte bine la Cluj. Oare cum imediat după ce ai plecat tu de la Sibiu, s-au rezolvat o parte din problemele financiare acolo, există așa un mic regret că ai schimbat echipa ținând cont de parcursul pe care l-are Hermann Scherl în campionat? Nu, eu niciodată nu regret după deciziile mele. Asta a fost decizia mea. Cum am spus, deja mă simt foarte bine la Cluj. Nu regret pentru nimic. La fel ca și domnul Neagoianiște, nici tu n-ai avut ocazia să joci pe Cluj Arena. Deși au trecut etapele. Da, până acum am jucat Mai ales că ai și odată. dat un semn de gol, să spunem așa, în Am ghilimele, fost da? la fosta mea echipă, Hermannstadt, am jucat odată pe Cluj Arena anul Ai trecut, jucat dar și vremea asta, probabil. da, dar până acum am avut meci în deplasare cu Mioveni, după aia eu n-am fost apt de joc pentru meciul cu Chindia, dar tot era la Medeș. Dar după cele 2 meciuri care avem acum, avem meci cu Hermannstadt acasă și sper să vină cât mai mulți suporteri. Asta depinde și de noi, dacă obținem rezultate bune și jucăm bine. Sunt sigur că va fi multă lume pe stadion cu meciul cu Hermannstadt, dar are mult timp până atunci. Chiar dacă mai sunt multe meciuri, știi că suporterii te laudă deja se gândesc la meciul cu CFR care va fi peste câteva săptămâni. Da, mai Aștept. este un derby în orașul, normal, va fi meci frumos, dar destul timp până meciul cu CFR. Mai avem multe meciuri până meciul cu CFR. E un obiectiv pentru Cluj, Cupa României. Și a mai jucat o finală, să spunem, destul de recent. Poate fi un obiectiv pentru voi, s-a schimbat și formatul, dacă vi se pare mai atractiv. Da, s-a schimbat și formatul pentru cupă. Da, normal că să fie obiectiv pentru noi. Cum e echipă cu Cluj, cupă va fi fiecare an obiectiv. Nu, nu există nicio scuză pentru noi. Trebuie să facem meciurile bune și mergem mai departe pentru cupă. Nu veți deplasa toată echipa în condiții în care aveți 2 meciuri în săptămână, adică cupa, apoi campionat, puneți că veți face deplasare mai Da, vom multe. face deplasarea 22 de jucători, având în vedere cele două jocuri.
Da, tratăm cu mare responsabilitate Cupa României. Ne dorim să mergem mai departe. Chiar și Kipciu, care este suspendat pentru partida de la Botoșani, va face parte din lot pentru jocul de mâine contra celor de la Chiajna. Și da, tratăm jocul, așa cum am spus, foarte, și competiția foarte serios. E și competiția surpriză în această cupă. Este, dar noi ne gândim la meciul de mâine și vom vedea după aceea ce adversari vom avea în continuare în Cupa României. Foarte important este să mergem mai departe. Cum vi se pare nou format? Sistem de grupe? Da. Pare ceva. Să ne obișnuim cu formatul cupelor europene. Și s-a schimbat și antrenorul la Chiajna. Au fost schimbări. Da, știu. E frică. Știu, da, Trică este nou antrenor. Vă dați seama că va fi, mă rog, o emulație zilele care le-au petrecut împreună. Cu siguranță se gândesc la jocul de mâine. Își doresc foarte tare să meargă mai departe. Sunt convins de acest lucru. Au în componența lotului jucători experimentați, jucători valoroși. Și Rusescu este unul dintre jucătorii care mâine seară ne va aștepta, mă rog, și să ne salute, dar nu cu flori. Da, pe Trică știu foarte bine, este un antrenor tânăr, un antrenor ambițios, își dorește foarte tare să reușească. Este la început, eu sincer îi doresc din suflet succes, dar vreau ca mâine seara noi să ne calificăm. Am să-i spun și lui personal lucrul ăsta. E situația medicală a jucătorilor care au absentat la ultimele meciuri. Romeo, Vițian, Tescan, Tiam chiar. Da, Tiam va face parte din lot, chiar dacă este în urmă cu pregătirea fizică. Dar Tescan, am primit o veste bună astăzi, că nu va trebui intervenit, mă rog, așa cum au zis în prima dată, că va fi nevoie de o operație, nu va fi cazul. Sper să-l avem cât mai curând alături de noi. Pițian și Romeo se antrenează, Pițian a făcut și ieri cu echipa, dar nu aș vrea să riscăm pentru jocul de mâine și cel de la Botoșani. Pițian și Romeo nu vor face parte din lot. Având în vedere că transferurile despre care vorbeați în ultimele săptămâni nu s-au concretizat, vă mai negociați sau mai căutați jucători Da, din inclusiv Europa astăzi chiar? am vorbit. Da, iarăși am avut discuții cu agenții respectivi, jucătorilor respectivi. Un jucător de echipa națională care a evoluat ultimele două meciuri acum în aceste grupe de calificări de Liga Națiunilor. M-a evoluat titular, aș vrea să-l aduce cât mai repede, dar este sub contract până în iarnă, sub nicio formă nu vom putea aduce jucătorul respectiv pe care mi l-aș dori. Știți ce s-a întâmplat cu jucătorul olandez care a venit, a semnat, a venit aici, a stat 2 zile, a fost și la jocul de la Mediaș. Nu știu nici în acest moment ce s-a întâmplat cu el de a părăsit Clujul așa de dimineață. Și a mai fost un atacant pe care eram foarte aproape să-l aducem, dar în ziua respectivă, când noi nu să-i facem oferta, el a semnat cu o echipă din Grecia. Este vorba despre Ofi Creta, o echipă foarte bună din Grecia. A trebuit să... Probabil a fost greșeala mea, ar fi trebuit să fiu mai rapid, dar am ezitat 4-5 ore, am vrut să luăm cea mai bună decizie și l-am pierdut și pe acel jucător foarte, foarte valoros. Dar poate așa a fost să fie. Poate vom reuși să aducem mari jucători mai valoroși, dar nu în acest moment. În acest moment nu avem niciun jucător pe care putem să spunem că îl vom aduce la Cluj. Avem un lot destul de valoros în acest moment. Poate una, două poziții ar trebui acoperite, nu avem dubluri acolo, dar dacă va fi nevoie, vom improviza, așa cum am făcut și cu fundașul dreapta, Chipciu, care erați obișnuiți cu el ultima perioadă să joace mijlocaș lateral sau extremă. A jucat fundaș dreapta, a făcut-o foarte bine. Dacă va fi nevoie, poate juca și pe alt post, pentru că este un jucător polivalent, un jucător pe care îl cunosc foarte bine. Domnul Săndoi spunea că îl apreciază pe Haită. Ați discutat zilele astea cât a fost la Cluj, poate chiar despre o posibilă convocare a lui la următoarea acțiune. Cu Săndoi am discutat de că în perioada care a stat el aici au avut aceste 2 jocuri, dar nu despre Haită, nu despre jucătorii de la noi. Acum, sincer, cred că
au trecut acea perioadă, nu mai pot fi convocați, dar eu cred că putea face parte din lot și Haită și Gorcea. Gorcea, un portar foarte, foarte talentat, și apărase ultimele jocuri 90 de minute, era într-o formă bună, cred că putea face parte și el din lot. Dar, sincer, trebuie să-i respectăm deciziile lui Săndoi, așa cum trebuie să le respectăm și lui Iordănescu pentru deciziile pe care le ia, pentru că ei cunosc foarte bine, mă rog, jucătorii, știu ce jucători, mă rog, se pliază pe sistemul care vor să-l joace, chiar fără niciun reproș. Am spus părerea mea, că probabil ar fi putut face parte din roșii. Cum vi se pare ultimul rezultat al echipei naționale și situația în care a ajuns România? Echipei naționale de seniori. Rezultat. Sincer, ne-am bucurat, într-adevăr, un rezultat foarte bun. Ne-am bucurat și cred eu că am făcut-o așa excesiv. Nu trebuia să facem acest lucru pentru că noi suntem unde suntem în acest moment. Am terminat pe ultimul loc. Nu cred că trebuia să facem așa o mare sărbătoare din această victorie, chiar dacă a fost o victorie foarte frumoasă, a reușit să marchez 4 goluri împotriva Bosniei, indiferent că au fost jucători de rezervă, jucători din linia a doua sau a treia, mă rog, cum au fost considerați jucătorii din Bosnia, dar până la urmă, este o victorie. Orice victorie la echipa națională este foarte importantă. Din păcate, nu ne-a ajutat aproape deloc această victorie și s-ar putea să, în continuare, să ne amăgim cu această victorie și să credem că am rezolvat multe probleme, nu? Problemele în fotbalul nostru sunt foarte, foarte mari și aici nu vorbim doar de echipa națională. Putem să vorbim inclusiv de echipele de club care ne reprezintă prin cupele europene și nu în acest an și în anii precedenți, dacă ne uităm la rezultatele pe care le-am avut, unele rușinoase, să fim eliminați de echipe din Albania, din Kazahstan, de Georgia și așa mai departe. Ei, nu cred că ne face cinste. România are un fotbal bun și ar trebui să devenim o forță, așa cum am fost cu ceva timp în urmă. Din păcate, în acest moment, nu suntem acolo unde ne dorim cu toții. Plamentul și Bulgaria în acea situație, ca și noi. Da. Sincer, nu vreau să vorbesc eu despre echipa națională, că nu cred că părerea mea trebuie să fie luate în calcul. Cum au spus și mister, rezultatul a fost foarte bun, ultimul meci pentru echipa națională lui România, dar din păcate s-au terminat pentru ultimul loc din grupă. Eu pot să spun și în Bulgaria aceeași situație, că și noi bine am câștigat ultimele două meciuri, dar până acum au fost și rezultate foarte, foarte rușinoase și sincer nici noi nu suntem în moment foarte bun pentru echipa națională. Dar sper și România și Bulgaria să revine așa în fotbal, cum a fost înainte. Și fotbalul românesc evoluează de ceva vreme. Da, bine, în moment am fost și plecat din România, dar cred că nivelul e bun, normal, trebuie să fie și mai bun. Dar asta depinde de multe lucrurile în fotbal, nu doar de bani, de foarte multe lucruri depinde. Dar banii speciali sunt de ce? Nu există, acum nu există fotbal fără bani, asta e clar. Și fără condiții, fără stadioane, fără bază de pregătire, nu există acum în fotbal. Așa, asta e părerea mea. Și eu zic că și în Bulgaria, România stă mult mai bine decât Bulgaria cu stadioanele și cu baze de pregătire, cu infrastructură, dar eu zic că trebuie să investească banii și acolo. E foarte important. Vorbim despre jucători care sunt juniori acum. Că dacă noi voiam să crește nivelul, de acolo trebuie să începe. Nu cu mine la 31 de ani.